Salut, dragi! Voi face citirea pentru perioada 1-15 august 2024 și voi începe în primul rând cu un scurt horoscop cu aspectele generale care vă implică pe voi, raci. Luna la început este în rac, deci personalitatea voastră. Arătați interes pentru natură, familie, tradiții, strămoși și trecut. Unii veți vizita anticariate, veți încerca să achiziționați obiecte vechi care trezesc sentimente, emoții. Uranus este în quadratură cu Venus. Pentru voi Uranus înseamnă relațiile, este într-o casă a relațiilor. Venus este legată de resurse, de bunurile materiale achiziționate de voi. Deci am putea să ne gândim la relațiile pe care le aveți, prieteni, protectori, pe care îi folosiți pentru a achiziționa sau a consolida resursele pe care le-ați acumulat voi. Vă folosiți de, totuși, aici apar niște nervozitate, frustrări, impulsuri, manifestări impulsive, totul pare să fie necontrolat, o instabilitate emoțională, arătați încăpățânare, deci relațiile sunt non-conformiste și preferați în aceste prietenii noutăți, lucruri noi. În 3 august, luna face ingresul în Leu. Este vorba de resursele voastre. Aici experimentați emoții, sunteți creativi și vă doriți ca această creativitate a voastră să fie admirată de ceilalți. Momentul este benefic pentru a transmite această creativitate, o a o face cunoscută, să aveți o deschidere sufletească. Dar luna va face o opoziție cu Pluto retrograd în Vărsător. Pentru voi, vărsătorii, vărsătorul reprezintă schimbare și Pluto asta va duce tensiuni, nervozitate, voi doriți să mențineți controlul, vreți să fiți încăpățânați totuși și chiar deveniți abuzivi. Dar relațiile trec printr-un moment de suferință. Refuzul schimbărilor și transformărilor pe care vi le aduce Pluto vă face captivi unor suferințe și unor abuzuri. Opoziția totuși poate fi valorificată în planeta Neptun printr-un aspect benefic, se formează un sextil între Neptun și Pluto și un trigon între Lună și Neptun. Deci aici putem să vorbim despre cunoaștere, studii, călătorii, unde puteți să vă folosiți imaginația, intuiția, inspirația, visarea, să vă depășiți limitele și totul cu ajutorul spiritualității și al religiei. Luna este totuși în trigon cu Neptun, așa cum am spus, retrograd. Vă susține inspirația, imaginația, emoțiile. Relațiile sunt bazate pe sentimente profunde, emoții și comunicare. Mercur este staționar în 3 grade și 59 de minute fecioară. Pentru voi reprezintă comunicarea cu prietenii, cu protectorii, cu vecinii, cu această comunicare, frați, surori, veri. Aspectul se menține până pe 6 august, la ora 23 și 30 de minute, Mercur, între 1 august, ora 16 și 6 august, ora 23:30, când el intră atunci, a mers aparent retrograd.
Aceste aspecte de staționare dă un pic blocaje, întârzieri, gândirea este mai lentă. Este un moment pentru a lucra la proiectele mai vechi, să finalizați aceste proiecte, să vă orientați spre a vă organiza, a vă face curat în casă, deci organizare, igienă, sănătate. În 4 august, la ora 14 și 13 minute, se formează luna nouă. O lună nouă în leu, în casa resurselor pentru voi. Resurse, bunuri materiale, tot ce ați acumulat prin munca voastră. Această lună nouă este în 12 grade și 34 de minute leu, unde experimentați emoții, creativitate și doriți să fiți admirați de ceilalți. Luna este în conjuncție cu soarele. Acest aspect este din punct de vedere astrologic. Aduce emoții, visare, încercați să vă folosiți intuiția și imaginația. Conjuncția lună-soare este în sextil cu Jupiter, ceea ce va crește totul din punct de vedere al aspectelor karmice legate de resurse, de bunuri materiale, dar și de datorii, de iubire, de relații, de sănătate. Sunt aspecte mult mai complexe legate de casa 12-a, dar vă puteți gândi la un aspect karmic. Acest aspect favorabil între Soare, Lună și Jupiter vă dă curaj, vă dă aripi. Vreți să cunoașteți, vreți să fiți creativi și vă doriți să comunicați foarte bine. Relațiile sunt de dialog, schimb de opinii, idei, totul pare să fie un dialog constructiv. Ascendentul momentului de lună nouă este în 13 grade Scorpion. Acest aspect pentru voi, Scorpionul, reprezintă fericire. Deci ce ar reprezenta pentru voi fericirea? Acest aspect legat de fericire, încercați să vă organizați, dar vă place să și conduceți, să îi conduceți pe ceilalți, să aveți responsabilități. Vă place să cunoașteți, să vă autoanalizați, să fiți obiectivi față de defectele voastre, dar riscați totuși neîncredere în forțele proprii. În relații vreți siguranță și uneori sunteți posesivi și geloși. Între 4 și 10 august, 4 august, 10 august, Soarele este în sextil cu Jupiter și întotdeauna am spus că pe acest aspect puteți să faceți investiții, fiindcă au acea susținere de creștere a investițiilor, de un aspect favorabil, cunoașterii, curajului, creativității, comunicării. Relațiile sunt de dialog, schimb și de opinii, idei, colaborare. Deci este un aspect, am zice, legat de sănătate, de iubire, de relații, dar și de datorii, de secrete, lucruri ascunse, unde aspectul este foarte benefic pentru voi în această perioadă 4-10 august. Deci putând să faceți anumite investiții care chiar pot fi și secrete, ascunse. În 5 august, la ora 5:40, Venus face ingresul în Fecioară. Favorizează acest aspect emoții, romantismul, înclinația pentru frumos, lux,
creativitate, dorința de relații sociale, personale. Toate acestea le discutați cu frați-surorii, veri, vecini. Deci, aceste inclinații ale voastre. Sunteți interesați de lucruri materiale, profesionale, de natură și aspecte fizice. Aspectul vostru fizic, scuzați-mă. În relații, emoții, sunt moderate emoțiile și vă urmăriți scopurile. Scopuri care, așa cum am atenționat, sunt cumva practice. Acest lucru va ieși în evidență din comunicarea voastră cu persoanele apropiate. În 6 august, la ora 23:30, Mercur intră clar în mers retrograd, în semnul Fecioarei, unde blocajele legate de comunicarea voastră devine greoaie cu frați, surori, veri, vecini, deci este întârziată. Răspunsurile voastre par cumva detașate de context, adică ori răspundeți prea repede când de fapt trebuia să răspundeți altceva, voi răspundeți altceva, sau răspundeți prea târziu. Nu sunt prompte, nu sunt atunci când trebuie. Este momentul să nu începeți proiecte noi. Puteți să le gândiți, dar nu e bine să le începeți acum. Dar este bine să vă ocupați de proiectele pe care nu le-ați terminat și să vă dedicați acestora. Este bine să vă dedicați organizării, ordinii, disciplinei, igienei, sănătatea voastră. Luna face inglisul în Fecioară. Sunteți preocupați de creație, de aspecte practice, aveți deschidere spre natură, călătorii, ocupații rurale sau tradiționale. Relațiile sunt mai puțin emoționale și mai mult practice și mai puține sentimente. Sunteți critici, dar de data asta mai puțin critici, având o tendință de a da un exemplu pentru ceilalți. Luna este în conjuncție cu Venus. Acum apare o lipsă de preocupare față de voi, dați impresia de neglijență, de risipă, de cheltuieli capricioase, deci capriciile voastre încercați să vi le satisfaceți cheltuind destul de mult. Aplecați urechea la bârfe, care va duce până la urmă și conflicte. Relațiile sunt conflictuale, posibil scandaluri și despărțiri. Sănătatea este stabilă. Luna este în conjuncție cu Mercur retrograd. Favorizează sensibilitatea, nehotărârea, instabilitatea, tot în zodia Fecioară, deci vorbim de această comunicare a voastră, cum comunicați voi, aveți aceste dificultăți de concentrare, agitație, indiscreții, resentimente. Aveți o imaginație flexibilă, adaptată la speculații. Sunteți tentați de a face niște speculații, probabil cu frați, surori, veri, vecini. Intrați într-un anturaj din ăsta unde s-ar putea să vă duceți spre pierderi, să aveți pierderi. În 7 august, Luna este în opoziție cu Saturn. De data aceasta, Saturn este legat de cunoaștere, de studii, de călătorii. Și aici voi veți comunica foarte bine cu apropiații legat de emoțiile voastre, dar veți deveni cumva mai duri, rigizi, severi, veți arăta autoritate și veți încerca să vă impuneți în fața celorlalți. Acest aspect poate să vă aducă niște reușite. Relațiile sunt de putere, de conducere.
așa cum am atenționat această poziție de tensionată, de nervozitate, vă face să vreți să conduceți, să-i conduceți voi pe vecini, pe veri, pe frați. Deci să deveniți cumva capul familiei. Luna formează o cuadratură cu Marte. Vorbim de aspecte karmice. Acțiunile voastre devin precipitate, vorbiți foarte repezit, astfel încât sunteți neînțeleși de ceilalți, sunteți grăbiți să acționați, vorbirea este nervoasă, dezaprobați pe ceilalți, aveți o atitudine de autoritate și vreți să-i supuneți pe ceilalți, adică tot să vă asculte pe voi. Uneori vă folosiți chiar forța și o vorbire violentă, considerând că așa veți ține dușmanii la distanță. Aceste relații sunt de dispută și posibil de separare. Sănătatea este afectată din cauza nervozității. Apar niște riscuri de accidente. În 8 august, luna este în opoziție cu Neptun, retrograd. Tot legat de cunoaștere, de studii, de călătorii, aveți emoții, idealuri, iluzii și veți descoperi adevărurile, veți conștientiza amăgiri, vedeți defecte la cei din jur, cei cu care comunicați, veți conștientiza dorințele voastre, relațiile sunt dificile. Luna formează un trigon cu Pluto retrograd. Acest aspect vă favorizează imaginația, creativitatea. Emoțiile sunt foarte puternice. Intuiția, spiritualitatea, credința și posesivitatea. Luna face ingresul în balanță, favorizează emoțiile, sunteți mobilizați să vă căutați rădăcinile, preocupați de rădăcinile voastre legate de societate, aveți confruntări sentimentale, posibil chiar implicări publice. Căutarea acestor confruntări poate să vă aducă să descoperiți conflicte și posibil să vă asociați cu alte persoane dacă vă folosiți tactul și diplomația, negocierile pot să devină benefice, să mergeți spre armonie. Luna este în conjuncție cu Lilith, în balanță. Vorbim de familie, de cămin, unde vă folosiți farmecul, misterele, sunteți așa mistici, imaginația, dar și autoritari. Luna formează un sextil cu soarele. Soarele fiind în leu, vorbim de resursele voastre, de bunurile materiale create de voi, arătați creativitate, bunăstare, respect față de prieteni, ambiții, totul vă conduce spre reușite în funcție de resurse și de familie, așa cum sunteți, cum să spun, ajutați de familie. Sănătatea este bună și vitalitatea este ridicată. Relațiile sunt de colaborare. Soarele vă valorifică energia, energia voastră din acest trigon cu luna, deci luna în trigon cu Jupiter,
Luna fiind în balanță, Jupiter este în gemeni. Vorbim de familie, vorbim de karmă, de secrete, de lucruri ascunse, de datorii. Și Soarele valorifică aceste aspecte prin două sextile. Deci, aspectul este benefic, creativitate, bunăstare, ambiții, aveți reușite. În 10 august, luna va trece în Scorpion. Aici aveți dorințe profunde pe care le conștientizați, dar pe care nu puteți să le explicați celorlalți. Acțiunile sunt discrete, secrete, creativi și aventurieri. În 12 august, luna formează un trigon cu Saturn retrograd. Saturn fiind în Pești, vorbim de cunoaștere, dar și de fericirea voastră. Vă favorizează stabilitatea, autocontrolul, deci vă stabilizați cumva emoțiile, vă controlați emoțiile și reacțiile. Relațiile sunt armonioase și de colaborare, putând aplica acest control. În 13 august, luna este în cuadratură cu Mercur retrograd. Vorbim de comunicarea voastră cu cei care v-ar face fericiți. Deci pentru creativitate, iubire, hobby-uri, educație, aveți sensibilitate, dar sunteți totuși instabili, oscilanți, dificultăți în concentrare, aveți o agitație, sunteți îngrijorați, tendința este spre indiscreție și resentimente. Imaginația este flexibilă, adaptabilă la câștiguri ușoare, care de altfel vă pot aduce conflicte sau chiar pierderi. Luna este în opoziție cu Uranus. Vorbim de axa Scorpion, săgetător, scuzați-mă, săgetător sau Scorpion, ultimul grad, și Gem și Taur. Deci Scorpion, Taur. Pentru voi Scorpionul reprezintă fericirea, ceea ce v-ar face pe voi fericiți și relațiile pe care le aveți. Dar aici, fiind vorba de o opoziție, aveți tensiuni, nervozitate, tendința de a fi rebeli, nonconformiști, excentrici, ambițioși și aveți manifestări dure. Relațiile sunt tensionate, apare un risc de accidente datorită tensiunilor și a nervozității, schimbări nedorite, vitalitatea este scăzută și sunt pierderi. Dacă încercați speculații, apar aceste pierderi. Luna este în trigon cu Neptun retrograd. Aspectul este benefic pentru cunoaștere, studii, călătorii. Care v-ar putea deconecta, v-ar putea aduce destinderea. Vă puteți folosi imaginația, inspirația. Relațiile se bazează mai mult pe sentimente profunde, emoții, comunicare. Tensiunile pot fi valorificate totuși în Neptun retrograd. Unde puteți să vă folosiți imaginația, așa cum am accentuat acest aspect în călătorii, în cunoaștere, în studii, sentimente, emoții, creativitate, credință. În 13 august, luna face ingresul în Săgetător. Pentru voi, Săgetătorii, este o casă a activităților de rutină, zilnice. Mersul la lucru, preocupări legate de igienă, de sănătate, preocupări legate de casă, de familie, unde voi arătați loialitate, fidelitate, stabilitate. Dorința de a trăi și de a experimenta vă dă căldură sufletească și inteligență instinctivă.
Relațiile sunt de parteneriat și idealiste. Luna în Săgetător arată în primul rând o deschidere sufletească a voastră față de ceilalți, o inteligență. În urma unei analize profunde, sincere și originale, sunteți dornici de călătorii, căutări intelectuale, independență și spiritualitate. În 15 august, Mercur de data aceasta, retrograd fiind, el face ingresul în Leu, se reîntoarce în Leu. Aici vorbim de resursele voastre, de bunurile materiale, de tot ceea ce ați acumulat prin munca voastră, unde apare agitația sentimentală, emoțională, dramatică, cu multe minciuni frumos ambalate. Și relațiile trec prin momente emoționale. Acum vom discuta despre aceste aspecte, ceea ce vă arată tarotul. Tarotul Rider White. Am trecut majoritatea aspectelor pe care le formează luna și din cauza aceasta pentru voi guvernatoarea racilor este luna și atunci prezentarea a fost ceva mai lungă. Avem o lună august cu un început cu aceste retrogradări, Venus intrând în fecioară, lucru pe care nu puteam să le trec cu vederea. Haideți să vedem. Deci, iată, vorbim de un prinț de bâte, un bărbat cu ascendent zodie în Săgetător, care s-ar putea să vă aducă o veste sau să aflați ceva despre acest bărbat. Acest bărbat, de fapt, prin acțiunile lui sau prin această veste, informație pe care o primiți, s-ar putea să vă aducă niște blocaje. Dar aceste blocaje pot fi depășite dacă vă bazați pe dreptate, pe adevăr, pe corectitudine și sunteți perseverenți în această atitudine. Aici aveți o schimbare, o schimbare care depinde numai de voi. Și această schimbare este benefică, fiindcă ea este protejată de acest cerc divin, am zice de șarpele cosmic. Deci, vorbim de gândire, unde apar schimbări, creativitate, sentimente, comunicare, relații, energie, vitalitate. Totul pare să fie ca un talisman al norocului, această schimbare. Dar voi sunteți în așteptare. Și uitați aici, voi sunteți. Așteptați să primiți un răspuns. Sunteți nerăbdători să ieșiți din stagnare. Poate că sunteți într-un moment în care nu întreprindeți nimic din punct de vedere financiar și acest lucru vă dă foarte multă nerăbdare. Vă doriți să vă impuneți voința voastră printr-un triumf celor care vă țin în stagnare prin atitudinea lor, dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre și aici s-ar putea să vă leuiți de un rege de bâte, vorbim de un leu, un bărbat care poate să ajute, dar întotdeauna el spune că luptă pentru dreptate, pentru adevăr, dar își urmărește și interesele lui. Acestea ar fi principalul aspect și ați văzut acel doi de monede care arată că vă descurcați acceptabil cu banii și nu aveți probleme legate de partea financiară. Bun, să le așezăm cât de cât. Deci, voi, fericirea voastră și, să zicem, da, cunoașterea, studiile, călătoriile. În primul rând, voi aveți o relație cu o persoană, o femeie cu ascendent zodie lună plină în pești. Este o femeie foarte tânără, o femeie înlăcrimată din iubire, datorită bârfei, datorită minciunilor.
aveți această, să zicem, comunicare cu această persoană. Sau dacă voi sunteți foarte tinere și aveți un aspect important, o lună plină, un ascendent pe pești, puteți să fiți chiar voi raci. Patru de cupe arată așteptarea voastră, deci ați făcut eforturi pentru o iubire, pentru a fi fericiți, pentru o creație, un hobby. Și acum așteptați parcă să primiți un răspuns, să primiți o confirmare, să primiți ultima cupă din partea divinității pentru a fi fericiți. Asul de bâte arată o acțiune pe care o începeți, fie că începeți un curs, fie că începeți să studiați singuri, filozofie, religie. Este un început, o energie nouă, care poate să reprezinte și o călătorie pe care o programați sau o relație pe care o programați. O programați, o relație nouă, să zicem, cunoașteți pe cineva și începeți o relație nouă. Iată, resursele trec printr-un moment dificil. Munca voastră zilnică și cariera. Am putea spune că legat de bunurile materiale pe care le-ați acumulat prin munca voastră, aici nu este prea bine, fiindcă fie sunteți tentați să intrați în niște afaceri ceva, unde veți risca foarte mult și veți pierde. Dar aspectul este de pierdere. În ceea ce privește munca voastră zilnică, s-ar putea să fiți chiar voi, marea preoteasă, să vă folosiți intuiția, deci o femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac sau în scorpion. Vă vorbim de intuiție, vorbim de secretele pe care le aveți și pe care puteți să le folosiți pentru a vă rezolva niște situații și, bineînțeles, putem să discutăm și despre secretele pe care vreți să le aflați de la ceilalți. Sunteți foarte activi. În ceea ce privește menirea voastră din punct de vedere al profesiei, iar social sau familie, voi aveți aici o întâlnire cu un rege de spade, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător, care își permite să emită niște concluzii, să vă arate niște aspecte de legalitate sau să vă atragă atenția. În ceea ce privește comunicarea, contractele și relațiile voastre. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi încercați să faceți o schimbare. O schimbare care să vă aducă spre ape liniștite, aspecte benefice, deci totul se pare plăcut cu apropiații. În ceea ce privește un contract, o asociere, chiar căsătorie, voi aveți o creativitate care este la început și vă doriți ca această creativitate să vă aducă resurse importante. Este o creativitate admirată de ceilalți, dar trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă ea trebuie condusă genial, dacă vreți să obțineți veniturile pe care vi le doriți. În ceea ce privește speranța voastră, este o speranță legată de relații, de prietenie, de protectorat. Voi sperați ca să vă protejați drumul în aceste relații, folosindu-vă de dreptate și de adevăr. În ceea ce privește familia, schimbarea, transformarea și karma voastră. Aici aveți în familie o inițiativă pe care o aveți, voi aveți această inițiativă. Este o inițiativă care să vă aducă o creștere, o dezvoltare, o expandare într-o afacere. Vă preocupați împreună cu familia de această inițiativă. Este un lucru foarte important pentru voi. În ceea ce privește schimbările, transformările, aici aveți o trădare. Cineva vă trădează legat de o schimbare. Și
Aspectul este mai mult acela că toate schimbările care vin în această perioadă spre noi ar trebui să fim deschiși pentru aceste schimbări, astfel încât totul să meargă, cum să spun, lin, așa, convenabil pentru toți. Dacă încercați să țineți controlul asupra unor situații, atunci, într-adevăr, acest trei de spade s-ar putea să apară sub forma unei trădări care să vă aducă suferință. În karma voastră aveți aici îndrăgostiții. Vorbim de o alegere. Va fi o alegere foarte importantă, fiindcă va fi o alegere între viciu și virtute. O alegere între un lanț de flori, un lanț de fier. Noi întotdeauna spunem, sfatul arcanei este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Aceasta a fost citirea pentru voi, racii, vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă ajută aceste citiri, puteți să vă, dacă vă regăsiți în ele, puteți să ajutați canalul să dezvolte dând un like, abonându-vă sau transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!